eram pe drum, vineam spre spital, știam că soția deja trebuie să nască și când m-a sunat, mi s-a spus că operația s-a petrecut și avem 4. Eram la volan, nu pot spune, adică șocul el până muncă nu a trecut. Pe perioada întregii sarcini la ecografie, medicii le-au spus părinților că vor avea 3 copii. Noutatea că vor avea 4 însă le-a cam schimbat planurile. Acum nici măcar patul pe care l-au pregătit nu mai e bun. Am pregătit unul mai mare, dar o să trebuiască unul și mai mare. Iar părinții mai au o sarcină. Trebuie să se gândească la al 4-lea nume. Deci din start am vrut băiatul. Știam că e un băiat și 2 fete. Băiatul David, fetele Maria și Anastasia. Copiii s-au născut aseară la Institutul Mamei și Copilului pe rând, o fată, apoi un băiat, apoi iarăși o fată și iarăși un băiat. Cel mai mare cântărește 2,1 kg, iar cel mai mic 1,8 kg. Medicii au avut doar cuvinte de laudă pentru nou-născuți. Adică la termenul ăsta de gestație sunt destul de mărișori și sunt destul de dezvoltați, adică bine neurologic și psihoemoțional, adică niște copii extraordinar de bunișori. Iar medicul care a primit nașterea spune că a rămas surprins de cât de ușor au venit pe lume bebelușii. Sarcina 32 de săptămâni este prima naștere la 33 de ani. Așa nașteri sunt complicate comparativ cu alte nașteri, însă la ea foarte cu succes. Proaspăta mămică era încă slăbită și nu a putut să vorbească în fața camerei de luat vederi. Medicii ne-au spus că micuții au fost concepuți prin fertilizare in vitro. Din anul 2013 a crescut brusc numărul sarcinilor multiple. Anul trecut o singură femeie din Moldova a născut quadrupleți, iar anul acesta deja sunt 2.